Te-ai întrebat vreodată de ce oare nu se prind pomii? Cred că fiecare dintre noi ne-am pus măcar o dată această întrebare, cei care suntem pasionați de munca la țară și de tot ce se face prin grădină și, bineînțeles, pasionați de pomi. Cei care plantează pomi, cu siguranță, măcar o dată în viață și-au pus această întrebare. De ce nu se prind pomii? Păi, este destul de simplu. Trebuie să respectăm anumite reguli care nu sunt grele deloc, imediat le poți reține și orice lucru mic care pur și simplu nu dai 2 bani pe el, poate să conteze. Așa că vă sfătuiesc să rămâneți până la final. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Numele meu este Iosif Crăciun, iar în acest clip o să discutăm despre plantarea pomului și de ce nu se prind ei și cum să plantăm un pom corect. Deci, trebuie să respectăm mai întâi niște reguli. Am o recomandare pentru dumneavoastră. Dacă vreți să mă ascultați, pomii cel mai bine se plantează toamnă. Și poate acum vă întrebați, dar tu de ce îi plantezi primăvara? Pomii merg plantați și primăvara, dar recomandat este toamna să-i plantăm, pentru că atunci este repausul vegetativ și unde plantăm pomul, el se va acomoda cu solul de acolo și anul următor, când va veni primăvara, el se va dezvolta foarte frumos pentru că este acomodat. Eu îi plantez în această primăvară pentru că n-am avut timp, pentru că știți și dumneavoastră, cu școala de toamna încep și atunci încep în forță și când prindem și noi câte un timp liber, primăvara de obicei, mai ieșim mai des prin grădină. Și dacă am prins acest timp, am zis să iau și niște pomi. Dar ascultați sfatul meu. Pomii să-i plantați toamna. Un alt lucru foarte important când cumpărați un pom, aceste două lucruri. Acesta este pașaportul pomului, acesta gal. Să vin mai aproape să vă arăt. Acesta este pașaportul pomului. Uitați, scrie soiul și detalii despre el, despre pom. De unde provine și multe, numărul său, seria, numărul pomului, producătorul și așa mai departe. Acest lucru ne spune că este de la o pepinieră autorizată, acest pașaport. Adică, dacă are acesta, noi suntem siguri că nu este o pepinieră care pur și simplu nu are autorizat, ci este o pepinieră renumită care dă pom de calitate. Un alt lucru este această etichetă care ne indică câteva detalii despre pom, cum să-l plantăm, instrucțiuni pentru plantare și multe alte lucruri. Dar pe noi, aceste lucruri de pe spate nu prea ne interesează pentru că noi facem un videoclip astăzi despre cum se plantează și spune mult mai multe lucruri decât este pe această hârtie. Am în mâna mea un cireș Cordia care face fructe în luna iunie. Cireș de iunie. Din câte am înțeles, el înflorește mult mai târziu ca celelalți cireși și acest lucru este foarte bine pentru că înghețurile târzii pot afecta pomii care înfloresc mai devreme. Așa că acest cireș, dacă înflorește mai târziu, va avea toate șansele să facă rost. Ce trebuie să mai facem pomului după aceste lucruri? Pașaportul l-am văzut, totul este ca la carte, perfect. Noi va trebui să îl lăsăm în apă 24 de ore. Eu am lăsat acest cireș în apă cu rădăcinile 24 de ore, pentru că el stând în acea folie cu ce pământ are el, nu este la locul lui potrivit, mai se deshidratează, bine, are acea folie și ajută să aibă cât de cât umiditate. Dar una este să fie lăsat în apă, ca să-și revină, cum s-ar zice, la normal. Și acest lucru ajută foarte mult. Deci îl lăsați
jumătate de zi sau 24 de ore în apă. Nu este mare lucru. Când i-ați luat, i-ați băgat în apă și a doua zi îi plantați. Ia uitați, oameni buni, următorul lucru este foarte simplu și cred că majoritatea dintre noi ar trebui să-l știm sau îl știm. Fasonarea rădăcinii. Ce constă această idee și acest lucru? Va trebui ca fiecare rădăcină să o scurtăm pentru formarea a noi rădăcini, un lucru important, și rădăcinile care sunt rupte, dacă sunt rupte, trebuie să le tăiem de la ruptură, de acolo puțin mai înapoi, ca să nu avem probleme cu prinderea pomii. Și ne apucăm frumos la fiecare rădăcină și o scurtăm. Vârfurile așa. După ce am făcut acest lucru de fasonare a rădăcinilor, va trebui să trecem la treabă și să punem pomii. Și acum va trebui să trecem mai departe și să facem groapă. Săparea gropii se face în felul următor. Trebuie să aibă minim 50 adâncime și lățime groapă. Adâncime și lățime. Adică diametrul gropii trebuie să fie de 50 pe 50 și adâncimea tot de 50. Pentru că minim 50-60, cam așa se face o groapă. Pentru că pomul are nevoie să-și dezvolte rădăcinile acestea. Are nevoie să-și dezvolte rădăcinile și dacă noi facem o groapă mică, așa, 10-20 de centimetri, atunci pomul va avea de suferit și se va lupta din greu. Haideți să trecem la săpat. Am săpat groapa, oameni buni, și am dat pământul deoparte. Pământul de deasupra primul hârlet l-am dat în această parte, iar pământul care îl vom pune, acesta îl vom pune la fund, pentru că este bogat în elemente nutritive și lucrul acesta ajută pomul ca el să-și ia ce are nevoie, toate elementele nutritive să-și le ia din acest pământ bogat de deasupra, care este a avut de-a lungul timpului iarbă și nu a mai fost cultivat de mulți, mulți ani. N-a mai fost cultivat și acest lucru ajută. Am adus și niște compost de prin grădină. Am eu un loc unde am compost și o să-l punem tot la fundul gropii. Puteți să puneți și pământ de flori pentru că ajută foarte mult. Așa că haideți să trecem la treabă. Așa că haideți să trecem la plantarea pomului. În primul rând, va trebui să facem în felul următor. Eu o să iau de aici niște pământ. Am în spatele camerei niște pământ bun. Uitați, niște compost și o să-l pun pe fundul gropii. Acest lucru ne ajută foarte mult dacă punem pământul pe fundul gropii, pentru că atunci pomul nostru va avea ceva de calitate jos acolo și se va dezvolta foarte bine. Și lucrul acesta chiar contează foarte mult. Dacă noi nu punem pământ de calitate, atunci pomul va avea de suferit. Deci ce trebuie să-i mai facem acestui pom? Acestui pom va trebui să-i facem următorul lucru. Mocerlie. Este foarte importantă, deoarece la fel îi dăm elementele nutritive de care are nevoie punând bălegar de vacă cu pământ normal în apă și băgăm toate rădăcinile în această găleată. Fie punem compost de care avem prin curte, dar să fie compost bun de calitate și înmuiem rădăcinile aici. Va trebui ca în groapa noastră să punem două hârlețe de pământ de acesta de deasupra. Două hârlețe, două lopeți. Îl așezăm bine pe fundul gropii. După ce am făcut acest lucru, tendința fiecăruia dintre noi este să turnăm, bineînțeles, apă în groapă. Dar de ce să facem acest lucru? Dacă facem acest lucru, facem mult rău, pentru că rădăcinile vor
sta în apă acolo și astfel nu este bine. Apa o vom pune puțin mai sus, nu la fundul gropii. Dacă plantăm pomii toamna, va trebui să facem un lucru care ne ajută foarte mult. Să lăsăm groapa 2 săptămâni, bineînțeles și primăvara este important acest lucru. Înainte de plantarea unui pom, gropile sunt recomandate să se lase 2 săptămâni ca să se usuce toate vinele de buruieni, de rădăcini de buruieni sau de rădăcini de pom, orice rădăcină să se usuce și bineînțeles groapa iarna, groapa toamna atunci când este frig, înghețând, se face ca ceva steril și ajută foarte mult pomul. De aceea este recomandat să plantăm pomii toamna. Primăvara nu se întâmplă acest lucru pentru că nu avem ger, dar putem planta și primăvara. Haideți să facem încă un lucru foarte important care ne este de folos. Înainte să punem pomul la rădăcina sa pentru a-și lua nutrienții, vom pune ce o să pun. O să vedeți exact acum. Cunoașteți ce am aici? Cartofi, oameni buni. Cartofii se pun pe fundul gropii pentru că sunt foarte buni și ajută la prindere. Dacă vreți să aveți tuia și să se prindă, puneți cartofi la rădăcină. Vă spun că a făcut un unchi de-a meu acest experiment și mi-a zis mai de mult timp, de vreun an, doi așa, mi-a spus acest lucru, dacă plantezi ceva, pune cartofi la rădăcină. Și haideți să facem acest lucru. Punem cartofii pur și simplu pe fundul gropii, așa. Și după aceea punem pom. Uitați, cam aici este punctul de alturire. Nu va trebui să-l acoperim, decât toamna va trebui acoperit puțin ca să nu înghețe, pentru că este o rană pur și simplu. Acest altoi, când a fost altoit, a fost o rană. Și dacă noi îl lăsăm la ger, va suferi pomul și nu va fi bine deloc. Și aceste lucruri simple pot influența prinderea unui pom. După ce am pus cartofii, mai adăugăm puțin pământ în jur ca să nu îngropăm și altul. Dar nu astupăm cartofii. Îi scoatem la suprafață. Așa. Și lăsăm pentru că sunt de o mare importanță. Așa. Am făcut tot ce trebuie și acum facem în felul următor. Punem pământ în jurul acestui copac. Dar cu grijă să nu rupem rădăcinile. Și vedem, punem pământ în jur, dar nu îngropăm pom. Punem pământ în jurul lui. Să ne luăm un punct de reper ca să nu acoperim altoiul. Deci ne uităm ca să nu acoperim altoiul când vom pune pământ. Și punem pe fundul gropii atâta pământ cât trebuie. Ne luăm acest hârleț ca un punct de ghidaj. Cam așa ceva va trebui să vină pomul nostru. Mai avem de pus pământ. Așa, oameni buni, după cum vedeți, eu am pus pământul, dar este foarte important ca să punem jumătate din pământ și după aceea să turnăm apa. Nu turnăm apa în niciun caz jos la rădăcină sau foarte deasupra. Undeva la mijloc. După ce am pus jumătate din pământ, turnăm apa. Și acum mai este un lucru foarte important, cum tăiem pomul când îl plantăm. Trebuie să-l lăsăm undeva la 70-80 de centimetri. Cam așa se lasă un pom. Dar acum depinde. Că unii îi lasă mai înalți, unii îi lasă mai mici, dar depinde de fiecare. Dar în medie 80-70, cam pe
pe acolo, până într-un metru. Și trebuie să ne uităm să avem muguri pe această ramură, cum i-am zice. Pe această ramură să avem muguri, pentru că dacă nu avem muguri aici, unde tăiem noi, nu este bine. Și pomul nu trebuie luat din magazin dacă nu are muguri aceștia. Și facem în felul următor. Facem o tăiere de aici, aproximativ 70-80 de centimetri. Bineînțeles că nu stau cu ruleta acum să măsor. Tai. Într-un unghi înclinat. Și nu tai foarte aproape de muguri. Îi las puțin, pentru că dacă se usucă acest ciot, să nu usuce și muguri. Și după aceea ne vom alege noi ramurile pe care le dorim să facem coroană din acest cireș când se va dezvolta. Mai sunt multe detalii de spus, dar cam acestea sunt cele mai importante. Cel mai bine este să plantăm toamna, să facem ca și când o recapitulare, să băgăm rădăcinile la mocirlit, să fasonăm rădăcinile, să nu turnăm apă jos, să facem groapa între 50-60 lățime și adâncime și diametrul ei și să plantăm, bineînțeles, pomii între rânduri și recomandat este 3 metri și ceva între pom, 4 metri, cam pe acolo. Eu o să pun, vreau să fac o mică livadă, 4 metri între rânduri, 4 metri între pom. Cam așa o să fac. Și pentru că nu trebuie să fie unii lângă alții, pentru că coroanele lor se vor întâlni și nu este bine deloc. Dacă veți face aceste lucruri și le veți aplica, vă va ajuta foarte mult. Acestea fiind spuse, eu am fost Iosif și până data viitoare vă doresc toate cele bune și bineînțeles, protejați pomii și fiți alături de ei. Și dacă n-ați plantat un pom măcar în viață, este foarte, foarte rău, cum s-ar zice, pentru că se spune că un om trebuie să planteze măcar un pom în viață. Eu sunt Iosif și până data viitoare, fiți pomicultori adevărați și până data viitoare, vă salut!